Florin Cârciumaru a muncit de ziua lui încă de la primele ore ale dimineții, motiv pentru care a ratat multe dintre telefoanele de felicitare din partea colegilor de la nivel național. Ca de obicei îmi sărbătoresc ziua mea de naștere lucrând, muncind la primărie. Am venit la un program normal, îmi desfășor activitatea până de seară, am și ședință de consiliu la ora 14, deci nu pot să spun că sărbătoresc. Președintele executiv al PSD Gorj, Ion Călinoiu, a declarat că este mulțumit de colaborarea îndelungată pe care a avut-o cu Florin Cârciumaru și i-a urat sănătate și viață lungă. Urări de sănătate, că e mai bună decât toate, să se bucure alături de familie de multe satisfacții și bucurii, fericire, iar echipa pe care împreună am realizat-o va fi mereu aceea care ne asigură suportul unei activități atât în plan administrativ cât și politic. Pentru aceasta este clar că suntem uniți și la bine și la rău. Și adversarii politici l-au felicitat pe Cârciumaru cu ocazia zilei de naștere, urmând chiar să-i trimită flori. Cel mai frumos cadou, știu că dumnealui îi plac și florile și cred că împreună cu colegii din Consiliul Județean din partea noastră va primi un buchet de flori. Cârciumaru spune că nu va face nicio petrecere cu ocazia aniversării sale, dar că spre seară va ciocni un pahar de șampanie cu prietenii și colaboratorii.